Bună ziua, doamna doctor, și bine v-am găsit! Bună ziua și bine ați venit! Am zis noi că vorbim astăzi despre polipii colonici. Să ne spuneți întâi ce sunt polipii colonici. Polipii colonici sunt mase tisulare bine circumscrise care supradenivelează mucoasa și proiemină lumenul intestinal. S-a demonstrat că 2/3 din polipii depistați la endoscopie sunt adenoame. Acestea au o semnificație clinică particulară pentru că prezintă un potențial de evoluție spre cancer. Adenoamele intestinale pot avea diverse forme, dimensiuni, însă localizarea cea mai frecventă este la nivelul colonului stâng, respectiv colonul descendent și sigma. Deci la nivelul acestor segmente se localizează până la 70% din polipi. De ce apar polipii și care sunt consecințele lor? Există câțiva factori de risc care sunt incriminați în apariția polipilor. Vârsta este un factor de risc major. S-a demonstrat că incidența lor crește de la 10% în jurul vârstei de 40 de ani până la 40-50% în jurul vârstei de 55-60 de ani. Un alt factor de risc care este incriminat în apariția polipilor este dieta hipercalorică și bogată în lipide. Se pare că aceasta este corelată semnificativ cu incidența crescută a polipilor. Adică grăsimi, nu? Da. Însă nu toate grăsimile favorizează apariția adenomelor colorectale. Se pare că lipidele saturate, care provin din carnea de porc și vită, sunt corelate semnificativ cu apariția adenoamelor, spre deosebire de lipidele nesaturate, care, de exemplu, uleiul de pește sau uleiul de măsline, acestea se pare că au un rol protector în această situație. Și făcând o paranteză, există o așa zisă dietă de protecție, care este dieta bogată în fibre vegetale. Ea este indicată tuturor pacienților și în special celor cu polipi adenomatoși și cancer colorectal, pentru că fibrele alimentare nu se digeră sub acțiunea enzimilor digestive, ci doar se hiperhidratează și fermentează. Astfel, pe de o parte, diluează carcinogenii intestinali, iar pe de altă parte, grăbind tranzitul intestinal, scurtează timpul de contact dintre carcinogenii intestinali și mucoasa intestinală. Alți factori de risc care sunt incriminați în apariția polipilor sunt consumul de alcool și fumatul și, bineînțeles, factorii genetici. Adenoamele colorectale se caracterizează prin anomalii ale proliferării și maturării celulare. Aceste procese se derulează precoce în timpul carcinogenezei. Ulterior, în timp, apariția unor mutații genetice succesive duce la apariția cancerului colorectal. Acest concept pe care l-am descris se numește secvența adenom-carcinom și, în general, durează 9-10 ani până un adenom intestinal se transformă în adenocarcinom. Toți polipii colonici se malignizează? Majoritatea cancerilor colonice, până la 85% din cazuri, se formează din adenoame preexistente. Însă, nu toți polipii cu potențial de malignizare se și malignizează. În general, cu cât polipii sunt mai mari, cu atât probabilitatea ca ei să fie maligni sau cel puțin să prezinte displazie de grad sever, care este considerat un carcinom in situ, este mai mare. Cu alte cuvinte, cu cât polipul este mai mare, cu atât este mai periculos și de aceea orice polip care se evidențiază în timpul colonoscopiei se excizează și astfel se reduce riscul de apariția cancerului.
Am înțeles. Cum se manifestă, dacă ne puteți spune, și ce simptome aduc pacientul la dumneavoastră? Din păcate, polipii sunt absolut asimptomatici. De regulă... Mă scuzați că vă întrerup, îi vedeți doar la colonoscopie. Exact. Omul, de fapt, nu prezintă niciun simptom. Simptomele apar de regulă când polipii sunt mari. Și acestea sunt durere, sângerare sau modificare tranzitului intestinal în sensul apariției diareei sau constipației. Și tot astea sunt și simptomele care aduc pacientul? Astea sunt simptomele care aduc pacientul la medic, da. Cum îi depistați și cum îi tratați? Metoda de elecție în diagnosticarea polipilor intestinali este colonoscopia totală. Aceasta este o investigație endoscopică care se realizează după o pregătire prealabilă a intestinului, în timpul căreia medicul examinează intestinul și interpretează leziunile pe care le găsește. Această investigație este indicată pentru prima dată pacientului care a împlinit vârsta de 50 de ani, pentru că acești pacienți se încadrează la categoria de risc mediu pentru cancerul colorectal. Există și alte investigații care pot diagnostica polipii, de exemplu, videocapsula endoscopică, irigografia sau colonoscopia virtuală CT. De regulă, aceste investigații sunt mai ușor de tolerat de pacient, însă au câteva dezavantaje majore. Unele sunt foarte costisitoare, altele sunt iradiante, niciuna din ele nu se compară cu colonoscopia în ceea ce privește procentul de detecție a polipilor, iar dezavantajul major este faptul că nu se pot trata polipii prin aceste metode de investigație. Și după cum spuneam mai devreme, orice polip care se evidențiază la endoscopie se excizează și se supune unui examen anatomopatologic care ne arată natura sa. Excizia endoscopică a polipilor este cea mai eficientă metodă de tratament, singura și cea mai eficientă metodă de tratament. Ulterior, în funcție de dimensiunea și histologia polipului, se stabilește intervalul de timp la care urmează să se facă următoarele colonoscopii, pentru că polipii au tendința să se refacă. Pe lângă pacienții cu polipi care au acest risc crescut de a face cancer, există și alte câteva categorii de pacienți care necesită o supraveghere endoscopică în sensul ăsta. În primul rând, aici intră chiar pacienții cu cancer care au fost diagnosticați și tratați. Ei în continuare au un risc crescut de cancer, astfel încât ei sunt supravegheați endoscopic anual primii 5 ani, iar ulterior din 5 în 5 ani dacă nu se găsește nimic. O altă categorie de pacienți cu risc ridicat de cancer sunt pacienții care au în familie o rudă de grad 1, care a fost diagnosticată cu cancer. Da? Deci aceștia vor intra în programul de supraveghere cu 10 ani mai repede decât vârsta la care a fost diagnosticat ruda. A fost diagnosticată ruda. Și vor efectua această examinare din 5 în 5 ani dacă nu se găsește nimic. Următoarea categorie de pacienți care prezintă risc ridicat sunt pacienții cu boli inflamatorii intestinale, boala Crohn și respectiv colita ulcerativă. Se pare că acești pacienți, după o evoluție de 8-10 ani a bolii, prezintă un risc crescut de a face cancer, de aceea vor efectua endoscopie anual după această etapă.
Și există o categorie mai rară de pacienți la care se încadrează pacienții cu sindromele genetice, polipoza adenomatoasă familială sau cancerul colorectal non-polipozic. Aceștia intră mai devreme în screening și beneficiază de o combinație de examinări, inclusiv și testări genetice. Am ajuns la finalul intervenției, vă rog să adresați un mesaj tuturor telespectatorilor, dar și celor care au probleme și dintr-un motiv sau altul nu se prezintă la medic. Polipii sunt o afecțiune comună care apare odată cu vârsta. Pacienții peste 50 de ani ar trebui să facă prima investigație. S-a demonstrat clinic că 2/3 din polipii evidențiați la endoscopie au potențial de malignizare, însă nu toți se malignizează. În general, polipii pot fi rezecați endoscopic în maximă siguranță și pacientul va reveni la control în funcție de ce stabilește medicul ulterior la final, și colonoscopia este o metodă sigură și colonoscopia este metoda de elecție în depistarea polipilor colonici. Vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu.